Prieteni, în direct din nou la Metropola TV și live pe Facebook Mugul Mihescu Meriți, Facebook Mugul Mihescu și Facebook Metropola TV, unde stăm de vorbă și eu, unul personal, am văzut un film până acum. Am oprit la sezonul 1, urmează sezonul 2. Împreună am lângă mine pe regizorul acestui film și pe actorul din rolul principal al acestui film, pe Ionuț Ursu, care parcă aud cântecul ăla al Tudor Gheorghe cu Dansează ursul românesc. Ionuț, episodul 2. Play. Să continuăm. Cum, Doamne iartă-mă, și cu ambulanța? Când povestește-mi? Cu ambulanța a luat naștere chiar atunci când am aflat că nu am HIV. Și pe această... Câți ani aveai? Aveam vreo... Când am aflat că n-aveam HIV, aveam vreo 18 ani. Deci eu până la 18 ani am trăit cu impresia că o să mor. Pentru că vedeam că ne degradam. Dar eu am avut semne de întrebare... Că tu ești... Întreg, da. Întreg. Și vedeam pe colegii mei, într-adevăr, unii se degradau... Se degrada sănătatea. Da, dar sunt colegi care au învins și trăiesc foarte bine. Ok, deci 18 ani. Ai aflat că n-ai HIV. Dar cu ambulanța este de la 16 ani, când am avut un accident la picior, la școală. Am fost operat la spital și la spital am primit, în timpul transportului meu la spital cu ambulanța, am întâlnit-o pe doamna doctor Damoc, fosta manager a serviciului, sau actualul manager al serviciului de spitalului municipal Bicaz, pe care o salut și de la dumneavoastră am învățat foarte multe. M-a învățat cum să îngrijesc pacienții, m-a luat la salvare de la 16 ani și am mers la cazuri cu dumneavoastră. Și au spus: Ionuț, noi trăim pentru oameni, viața e scurtă, dacă vrem să facem ceva în viață, trebuie să facem ce ne place. Asta am reținut-o de la dumneavoastră. Și iată așa am ajuns la ambulanța din București, unde l-am cunoscut pe domnul doctor Cristian Grasu și pe doamna doctor Alice Grasu, niște oameni extraordinari, niște oameni simpli și niște oameni de la care am învățat ce înseamnă demnitatea actului medical. Un moment. Regia, producția, vă rog frumos, luați legătura cu acești oameni și faceți tot posibilul să-i aducem în emisiune. Vă rog din suflet. Așa și... am început voluntariatul încă de la 16 ani și am continuat până la facultate, am continuat în București din anul întâi de facultate, când am venit în București din Piatra Neamț, pentru că mi-am dorit mult să schimb orașul și oamenii și să învăț să evoluez, pentru că în viață tot timpul evoluăm și am spus că e important să vin în București să văd dacă fac față și uitați că am făcut față și am fost la zeci de cazuri, zeci de activități și chiar sute, nu zeci. Îmi spuneai în pauza cu spotul, solo spotul, că ți-e frică să nu spui ceva greșit. Da. Ți-am spus un lucru. Suntem oameni, facem greșeli. Nu suntem computere. Și computerele se virusează. Suntem supuși greșelii. Problema este ce învățăm din greșeli. Dacă persistăm în greșeală, da, e o prostie să persiști în greșeală. Dar dacă înveți din greșeală, datorită, nu din cauză, datorită greșelilor, putem să devenim mai buni. Corect. Ele ne învață. Corect. Așa că nu-ți fie teamă, dragul meu, să spui orice îți trece prin cap. Orice, pentru că ai ce spune. Ți-am spus, mă uit la tine ca la un film. Mai zi-mi, pe unde ai mai fost? Botswana. Ai apucat să te duci? Nu, încă nu. Când pleci? Am fost în Irak în 2017-2018. Acolo a avut loc un cutremur, chiar a avut și loc un cutremur, așa este, dar vreau să spun în cele din urmă că a avut loc acel atentat terorist în Mosul și m-am dus într-o tabără de refugiați alături de ONG-uri, de un prieten, Michael, din Africa. Și m-am dus acolo la un spital de campanie și am acordat măsuri de prim ajutor, dar am strâns donații însemnate și am făcut și acolo, în două containere, pentru copii, o clinică stomatologică cu două scaune,
chiar în Nepal, în Irak. Iertați-mă. În Irak am fost și am făcut voluntariat o vară întreagă, vreo 4 luni, cred. În 2017 la fel am fost, tot vara. Deci acum eu pe tine știu unde să te găsesc. Deschid dimineața știrile. Văd unde, Doamne ferește, se întâmplă un dezastru. Dau telefon și îl întreb, unde este Ionuț? Așa ești? Felul ăsta de om ești? Adică deschizi asta și te duci? Da, îmi place foarte mult să, împreună cu partenerii noștri, să facem proiecte sustenabile, pentru că, tocmai ca ai spus, să fim deschiși, sunt oameni, uneori ne jignesc pe Facebook sau ia uite și pe amărâtul ăsta, ia uite și vine să-și facă imagine. Cine, sau... cine te jignește pe Facebook? Mai sunt persoane care ne jignesc. Cine sunt ei? Nu, cine sunt? Niște oameni. Cine sunt? Nu pot să le dau. Nu vorba, nu numele. Da. Cine sunt ei? Care sunt faptele lor? Ce au făcut ei? Da, corect. Eu spun că nimeni nu te jignește pe Facebook. Pentru că acei oameni nu există. Tu existi prin faptele tale și prin ce lași în viața ta. Oamenii nu lasă decât înjurături, răutate, ură. Ei nu există. Ei nu s-au născut. Sau dacă s-au născut, le spun eu, v-ați născut morți. Contează ce faci în viață. Corect, corect. Atât. Că părere avem toți. Părerologi, țară de părerologi, toți suntem filozofi. Asta. Dar când te întreb CV-ul, pe CV-ul, ce ai făcut tu? Faptele tale. Și de faptele tale, stăteam la tine, mă uitam, ți-am zis. Astăzi am fost la film. Eu nu pot să spun că astăzi am venit la serviciu sau că am avut o emisiune. Astăzi, dacă mă întreabă cineva ce ai făcut, Mugure, joi seara, zic, bă, am fost la film. Cine a jucat? Ionuț Ursu. N-am auzit de el. Trebuie să auziți. Dacă n-ați auzit, e nasol. Da. E nasol pentru că actorii ăștia ne fac nouă filmul vieții. Mulțumesc. Ori tu ești un actor pe film, în filmul vieții. Și asta este incredibil. Scuze-mă, îmi vine să vorbesc mult, dar spune-mi. Nu știu ce să vă mai spun, că nici nu vreau să vorbesc mult, să obosesc. Ce să faci? Să vorbesc prea mult. Ea vorbește mult. Nu știu unde eram. Erai că la... zbor la Piatra Neamț, de acolo. A, de la Piatra, da, că am ajuns la... pe unde am mai ajuns, prin Irak. Da. Da, așa am ajuns la ambulanță și am învățat de la acești medici deosebiți ce înseamnă să acorzi primul ajutor, ce înseamnă să lupți pentru viața altora și ce înseamnă caracterul uman în primul rând. Iar de aici am terminat facultatea, v-am spus, am mers în Nepal în 2015. Bun, ok, asta. Interesant e că în Nepal m-am dus în fiecare an până să vină pandemia. Cred că am dus în Nepal cel puțin 80 de persoane, dintre care cel puțin 35 de medici, din ultimul raport efectuat. Medici care au acordat îngrijiri medicale în spital și în clinicile stomatologice pe care le-am construit împreună și ne-am întors și am continuat proiectele în România. Bun. Viitorul. Închide ochii și... Unde mă văd? Așa, în ciclonul ăsta care ești tu de teaz, așa, știi, că era unul care se învârtea așa, fără... Unde vezi? Ce vezi? Viața ta, cum vezi? În viitor îmi doresc să evoluez pe plan profesional și personal, să mă căsătoresc, să... Baftă? Să am o carieră bună în ceea ce fac, că e o carieră și asta, și să dezvolt servicii pentru România, proiecte pentru România, dar nu numai, sustenabile și proiecte care... Ce înseamnă, în opinia ta, proiect sustenabil? Sustenabil în ceea ce faci tu. Ca să fiu mai concret, pentru mine sustenabilitate înseamnă să pot să integrez într-un proiect medici voluntari sau profesori, orice, să las acel proiect cu un anumit program de funcționare care să funcționeze de aici încolo 10 de ani. Am înțeles. Asta îmi place. Adică nu-mi place... Okay, am înțeles acum ce spuneai prin asta. Pentru...
scuze-mă, întreb, da, ca și corect, cei corect. Care ne privesc, întrebăm, mă, ce vrea să spună, că tot ambuzim toți de sustenabilitate, nesustenabilitate. Deci proiectele să le dai drumul, să le pornești și pe urmă ele să trăiască prin ele însele. Corect, corect. Am înțeles. Pentru că uitați, de exemplu, la Piatra Neamț, dacă ministerul a angajat un doctor, a devenit automat un proiect sustenabil pentru că le mulțumesc și medicilor care fac voluntariat în cadrul proiectelor, dar și celor angajați, pentru că fiind un medic angajat acolo, știm sigur că proiectul funcționează și că nu va avea moarte. Știți? Un voluntar vine, muncește, dar nu poți să-l ții la infinit. Adică fiecare dintre noi avem familii, avem copii viață de crescut, privată. Viață privată și totul are o limită. Ce o să faci când o să vină copilul? Cred că o să-l... O să-mi urmeze calea. Eu știu dacă va simți. Te lasă? Te lasă a ta să-l iei cu tine în rucsac, să-l pui în spate, aici de în față? De ce nu? Că nu e... Și să-l primi cu tine pe unde te duci tu? Să știți că am văzut medici în Nepal care au venit cu prunci la voluntariat. Au venit cu copii după ei. Atât de mult și-au dorit să ajute. Da? Nu așa mici, dar au venit cu copii. Uite ce chestie. În ultima perioadă a vieții mele am cunoscut doi oameni din Moldova senzaționali. Culmea că numele lor se anagramează. Pe tine astăzi, Ursu, și pe un, pot să-l consider prieten de al meu, Rusu. Vasile Rusu, director economic la Romsilva. Și îmi dau seama că atunci când moldovenii produc ceva de valoare, apoi e valoare, frate. Apoi așa e valoare. Adică nu contează zonele în care se exprimă această valoare, pentru că mulți fac greșeala să creadă că valoarea înseamnă neapărat fie să fii de un anumit chestie academică în sus sau de la o cultură generală sau să ai anumite păreri sau plăceri sau boemități sau mai știu eu cum. Nu. Valoarea se exprimă în orice domeniu. Corect, corect. Valoarea poate să fie valoare pur dintre asta profesională, valoare. Deci am cunoscut acum doi moldoveni și aștept să mai cunosc mulți alți moldoveni. Am cunoscut și în trecut mulți moldoveni de valoare, dar am rupt legătura cu ei. Acum am câștigat doi prieteni. Mulțumesc și eu la fel. Am câștigat doi prieteni și eu unul personal, cât voi putea, prin relațiile pe care le am, prin ușile pe care le pot deschide, îți voi pune o vorbă bună peste tot unde mă duc. Uite, vă lansez în direct o invitație, dacă îmi permiteți. Eu chiar, pentru că este o emisiune pe care o apreciez foarte mult și am văzut aici că ați invitat și o colegă, Ioana, de la ambulanță. Creața din Bacău, e actriță. Băcăuancă, da. Da, vrea să facă medicină. O Creața, salut da. Pe această cale și doresc succes. Și am apreciat foarte mult pentru că omul e lăsat să spună liber, adică e... Uite, eu mă simt foarte detașat, am fost încărcat de emoții prima dată. Și e foarte important că te simți bine la această emisiune și de aceea vreau să vă invit în maxim 2 luni la deschiderea unei clinici sociale la Piatra Neamț. Vă primim acolo cu brațele deschise. Va fi într-un weekend. De-abia aștept, programăm n-am mai din fost timp. În Piatra Neamț de mult. Uite, vă lansez invitația. La câți au stat pe scaunul ăsta și mă invită la deschideri de lucru ăsta, eu cred că o să-mi fac un mic turneu al vieții mele, în care să mă duc din așezământ de copii, cum era și Didi, de unde făcea, lângă Buzău și toți ceilalți, adică foarte mulți oameni, un băiat lângă Pitești, i-am uitat numele, acum l-am avut invitat aici, deci mă copleșesc, sunt atât de multe încât vă rog frumos să mă iertească, vă uit numele acum. O rog pe cei din producție să recapituleze, pentru că sunt copleșit. Efectiv, atâta bunătate văd și atâtea fapte bune văd pe stând pe scaunul ăsta, încât îi încurc la un moment dat, nu mai știu cine, care, ce a făcut, ce asta.
dar o să-mi propun să fac un mic turneu și să văd cu ochii mei, sigur, măreția și să vă invit lucruri. Unde am crescut, să vedeți ce colegi de valoare au ieșit. Adică am colegi, foarte mulți colegi, care au terminat facultăți, adică și care n-au făcut facultăți, dar sunt foarte buni meseriași în anumite domenii. Asta contează. Dragul meu, s-a terminat emisiunea, s-au terminat emoțiile tale, dacă le-ai avut. Vreau să, dacă tot am ocazie, să mulțumesc oamenilor. Trebuie să încheiem, că nu mai am, tot îmi șoptește buburuza în cască. Sigur, sigur. Încă o dată îți mulțumesc că existi, Rusoiule, Ionuțule. Îți mulțumesc că ești un exemplu și o inspirație pentru, sper, pentru mulți dintre noi și pentru prietenii mei, în mod sigur, și pentru prietenii noștri. Noi ne revedem la Metropola TV luni. Nu uitați, dragii mei, trebuie să mulțumesc și eu din nou Cătălin Botezatu și Vigo pentru ținutele pe care mi le oferă în fiecare seară. Nu uitați, prin ceea ce vedeți pe scaunul de merit, prin ei, prin exemplele lor și prin exemplele voastre, prin propriile voastre vieți, așa pornim renașterea României. Ne revedem luni. Eu sunt Mugur Mihescu, iar tu meriți. La revedere, un weekend frumos! Elit Mezeluri cu gust desăvârșit ți-a prezentat emisiunea Meriți. Gustă produse fresh într-un concept tradițional.